În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 27 de nave fără operațiuni portoare. 18 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări luni erau 7 nave, 6 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 18 iulie, 45 de nave erau sub operare, 42 se aflau în portul Constanța și 3 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau luni dimineață 35 de nave. Dintre acestea, 27 așteptau pentru operare, iar 8 nu aveau operațiuni portoare.